Seara trecută, polițiștii din cadrul Poliției Municipale au fost sesizați cu privire la faptul că Sebastian Andrei Blidaru, în vârstă de 12 ani, ar fi plecat voluntar de acasă din municipiul Buzău în ziua de 22 noiembrie și nu a mai revenit. Polițiștii au demarat de îndată verificări și căutări ale persoanei dispărute. Băiatul căutat are aproximativ 1,30 m, 45 de kg, păr negru drept, tun scurt, ten alb, ochi căprui, constituție atletică. La momentul plecării nu se cunosc obiectele de vestimentație. Rudele nu înțeleg ce l-a determinat să recurgă la acest gest. Persoanele care dețin informații ce pot conduce la găsirea băiatului sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.